aparțin aceste măsuri, pentru că l-am văzut pe liderul PNL spunând că sunt soluțiile liberale, i-am văzut pe socialdemocrați, inclusiv pe dumneavoastră pe Facebook, spunând că sunt măsurile PSD. Până la urmă, cine are paternitatea acestor măsuri? Coaliția. Domnul Cățu susținea într-o postare pe Instagram, totuși acuza intervenționismul și populismul care distrug inovarea și eficiența. La ce vreți că vă referați? Cred că e cel mai în măsură să vă răspundă la inovare și eficiență. Este evident că suntem într-o criză energetică majoră, în afară că lovește consumatorii casnici, lovește întreaga industrie românească. Nu-i numai România în această situație, întreaga Europa și nu numai, dar am văzut și măsuri care s-au luat și în Marea Britanie, unde s-a naționalizat, și în Franța, unde s-a impus la companiile de stat. Deci este un moment în care statul trebuie să intervină curajos pe anumit. Ne-am luat 2 luni, întreaga coaliție, în principal guvernul și ministrul energiei, să venim pe urmă de la 1 aprilie ce va urma. Îmi rămân la părerea personală că prețul de la 1 aprilie va trebui reglementat. De la 1 aprilie am putea vedea o reîntoarcere la piața reglementată? Pe o perioadă de 6 luni, legea ne lasă să facem acest lucru. Credeți că după 6 luni de intervenționism, așa cum vorbea domnul Cîțu, lucrurile vor arăta mai bine? Haideți să depășim aceste 2 luni și pe urmă să le depășim pe cele 6. Dar aveți un calcul după această perioadă, 6 luni, să se vină cu alte măsuri care să... De exemplu, la, știți foarte bine, consumul mare este în perioada iernii, da, mai ales în zona de gaz. În primul rând trece iarna în aceste 2 luni și aproape... Am înțeles și eu de la specialiști că prețul la gaze deja începe să se fie deci, mai mic. Mizați și pe scădere a prețului la nivel internațional? Nu. Mizăm și pentru o uniformizare în perioada următoare la nivel mondial. Și atunci liberalizarea prețurilor, ce fel de liberalizare mă vom avea la prețurilor? Liberalizarea prețurilor rămâne în continuare. Eu vorbesc de o lege care ne dă dreptul, nu mie, Guvernului României, și românilor să intervină în situații de criză. De aceea avem și guvern și lege. O reglementare pe piața de energie n-ar presupune ca tot statul de la buget să suporte anumite diferențe de cost? Nu am vorbit de plafonare. În cazul plafonării se vine cu compensare. În cazul reglementării se reglementează pe... Veți vedea? În următoarele 2 luni. Ați vorbit și cu șeful ANR, v-a dat vreo explicație până acum? Pentru că până acum nu a ieșit public să zică nimic. Nu, am avut reprezentantul ANR la ședința de coaliție. Și cu toții ne-am familiarizat în ceea ce privește legislația și care sunt pașii de făcut. Liberalii critică conducerea ANR. Vă așteptați la o solicitare de schimbare a actualei conduceri de la ANR? Nu știu. Nu, mie nu mi-a solicitat cineva acest lucru. Dar susține unde merg spre tipul acesta? Haideți să vedem adevărul. În opinia mea, cred că avem o mare problemă cu cei care au emis eronat, voit sau nevoit, 2.200.000 de facturi. Mai mult, nu știu dacă ANR-ul trebuie să urmărească facturi, mai mult s-au emis 2 luni la rând. Avem 4.400.000 de facturi emise greșit. Cred că acolo ar trebui căutat exact cine este de vină. Mulțumesc mult! Certificatului verde. E un proiect pe care pare că coaliția l-a abandonat. Este mort acest... Nu a zis nimeni acest lucru, da? Dar ați mai discutat, Nu s-a discutat, am avut numai pe energie, după cum bine știți. De ce nu a fost o prioritate discutarea acestui proiect de lege? Cred că domnul ministru e cel mai în măsură să vă răspund. Cred că am dat zeci de explicații în ceea ce privește certificatul verde, atât eu, cât și colegii mei, cât și coaliția, cât și ministru.